Domnul general Vasile Mălunean. De la Securitate. Două am întrebări. Cine a tras în noi în 89? Sunt două perioade. Da. Nu. Cine a tras 16-22 în noi? Cine a tras? Dispozitivul preponderent al armatei. Securitatea nu a tras? Securitatea e organ informativ. Trupele n-a de securitate, nu? Dar n-au tras la Timișoara, n-au tras că n-au avut muniții de război. Și Vlad după era 22? După 22, diversioniști. Și așa, a doua întrebare. Da. Pe ce a trebuit să moară lumea în 89, dacă la putere sunteți toți cei din vechea Securitate și Partidul Comunist Român? Ai dreptate, dar parțial. De ce? Deci, haideți să mergem către mașina unde o aveți. Da, dar așteptăm răspunsurile de vreo 33 de ani. Servicii de informație nu sunt la putere. Sunt instrumente ale puterii. Deci, domnul, grupul de exemplu 89 a fost pentru schimbarea lui Ceaușescu și pentru aducerea Iliescu. Cine l-a sprijinit pe Iliescu? Moscova. Asta Moscova. Și cine? Conceptul american. Și în această țară, Securitatea nu l-a ajutat? Să l ajute ca să devină președinte, să rămână președintele din României. Din 22 după amiază, da? La orele 16, când s-au constituit CSFN la Frontul Salvării. Armate. Nu, atunci nu s-a constituit, ci APN-ul din drumul Taberei. Militară, nu știu ce. Victor Stănculescu. A fost acolo Victor Stănculescu și cu alții conducători ai armatei. A fost de la Securitate, a fost Gheorghe Rațiu, a fost de la miliție, a fost Romeo Câmpeanu, a fost de la trupele de securitate generalul Ghiță. Toate aceste reprezentanți ai structurilor militare au recunoscut grupul Iliescu și l-au sprijinit fără să aibă percepția foarte clară. Și așa, cu departamentul dumneavoastră unde erați șef la dezinformări. Da, n-am fost eu la șef. Pentru că în 89 aici în 89 au fost cele mai multe dezinformări. Apa otrăvită, că avem toate, da? Au făcut cei care au făcut diversiunea. Orice care au făcut diversiunea... Securitatea statului. E o altă securitate, mai mult legată da, tot. De și de această... Dar, hai, discutăm. Haideți, știți, uitați, da. E gata. Da. Deci în anul, să vă spun, 2006, dumneavoastră ați fost declarat de către CNSAS că ați făcut poliție politică, ceea ce înseamnă că de fapt ați apărat sistemul împotriva poporului care se ridica împotriva lui Ceaușescu. Așa este? Este de acord. Sunteți declarat... Numai puțin. Sunteți declarat că... Da. Ascultă puțin. Începem atâta. Sunteți declarat. Nu sunt declarat. Cum să nu? CNSAS-ul, dacă va declara minte... Este o decizie da? A CNSAS, da? În baza legii care a fost ați declarată... Ați făcut poliție politică, da, domnul da, general. Haideți ca să nu ne ascundem că eu mai copil vorbi, nu vorbi. Sunt. Vrei să vorbim? Ați omorât în 89, ați tras în noi. A tras în noi, jur, a tras în noi în 89, a tras în noi. Pe timpul lui Ceaușescu ne-ați împușcat, ne-ați arestat cetățenii români care s-au opus sistemului. Pentru acest lucru aveți o pensie specială. Domnule general, de ce naiba nu ieșiți ca să recunoașteți faptele săvârșite de către fosta Securitate împotriva românilor care s-au opus sistemului, pentru că dumneavoastră în distanță a spus că l-ați avut în primire pe marele Paul Goma, l-ați urmărit. Ba da, cum să nu? Dacă mi-a spus, adică acum să mințiți, pentru ce? Pentru că dumneavoastră erați acela care vizionați piesele de
de teatru, ca nu cumva, ca vreun actor să spună ceva împotriva lui Ceaușescu. Cărțile toate le-ați avut dumneavoastră. De ce nu recunoașteți că ați fost criminalii sistemului, pentru că voi ați totuși susținut dictatura criminală acestei țări? Pentru că mie nu puteți vinde gogoși ca la alții. Ați fost cel care ați băgat în închisoare mulți, mulți scriitori. I-ați dat în primire la aceia anchetatori. Știți bine, a spus-o singur. De ce nu recunoașteți? Pentru că în instanță ce ați spus ca martor? Că era cel care verifica scriitorii, operele literale ca nimenea, ca să nu scrie contra lui Ceaușescu. Nu a spus așa? Sau acum nu vă mai recunoașteți faptele, nu? A tras în noi în 89 ca tot voi să veniți la putere. Dați-o naiba de treabă! Mai retrageți-vă, aveți o pensie specială. Securiștilor, în 89 ne-ați omorât, ați tras în noi, știți bine, da? Știți bine, asta ați făcut în 89. Păi dacă mințiți, ce vindeți mie gogoși? Ați tras în 89, noi ați tras securitatea, general, rezervă de securitate. Vasile Măluranu, cel care ai ce făcut? Ai apărat sistemul comunist, criminalilor. Tot voi la putere! Acesta a fost general rezervă de securitate Vasile Măluranu, cel care pe timpul lui Ceaușescu... Acum ce este? Securist în rezervă. În funcție. Așa e. Deci, acesta a venit ca martor în dosarul inginerul Ursu. A început ca să ne povestească, avea un pic ca să zică: doamna președintă, dacă vreți adevărul, cumpărați-mi cărțile. Acesta a avut o funcție, cel care răspundea de toți scriitorii, cei care scriau și prin presă, pentru toate piesele de teatru. Știți, acele filmele, înainte să le vadă publicul, acesta le viziona. Dacă vedea că ceva este împotriva lui Ceaușescu, spunea nu. Ăsta a dat ordin să fie arestați mulți scriitori. El, acest securist, care are o pensie de peste 15.000 de lei. Uitați acesta. El spune că în 89 securitatea nu a tras, a tras armata. Hai sictir! Baftă și mult noroc!